această ocazie voi citi Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Ne vom ruga. Tatăl nostru bun, îți mulțumim în numele Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că din dragostea Ta ne-ai dat fiecăruia dintre noi binecuvântări materiale și binecuvântări spirituale. Îți mulțumim că acest lucru l-ai făcut nu pentru meritele noastre, ci pentru numele Tău și a Fiului Tău. Îți mulțumim că ne-ai promis că vei fi cu noi. Chiar dacă trecem prin valea umbrei morții, Tu vei fi lângă noi. Și mai mult de atâta, ne-ai promis că bucuria și fericirea pe care Tu o dai oamenilor ne va însoți în cursul fiecărei zi. Astăzi Te rugăm în mod deosebit, în locul acesta de închinare, să binecuvântezi cuvântul, să binecuvântezi pe cei ce împart cuvântul, pe noi ascultătorii și să faci ca să avem bucuria deplină în mântuirea pe care ne-ai pregătit-o și ne-ai dat-o nouă. Credem că vei face lucrul acesta. Amin. Amin. Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! În numele Mântuitorului nostru vă spun tuturor, bine ați venit la biserică și Sfântul Dumnezeu să noteze apreciativ faptul că ați ales la această oră de dimineață să fiți în acest loc de închinare. Numele Lui să fie binecuvântat pentru harul acesta și viața mea și viața voastră să fie pline de binecuvântările Lui. Amin. Pentru deschiderea acestor momente de laudă și de închinare și de rugăciune, aș dori să citesc câteva cuvinte din Psalmul 105, cuvinte care să provoace existența mea și existența voastră la cel mai frumos lucru care se poate face pe pământ, și anume de a cânta spre slava Lui Dumnezeu. Așadar, în Psalmul 105, versetul 1 și versetul 2, conțin următorul mesaj. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat
fața Lui. Amin. Amin. Începutul acestui psalm și nu numai, tot psalmul până la capăt, este plin de spontaneitate, dacă aș putea să vorbesc așa, și de o încărcătură specială cu privire la relația care ar trebui să fie între oameni și Dumnezeu. Așadar, să începem cu prima declarație. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui. Cu ce cântare lăudăm pe Domnul și prin ce? 772. Bine, sora, cum porunciți? Haideți să căutăm imnul 772. Tu ești cel vrednic de mărit. Mulțumim lui Dumnezeu că a răspuns la cei care îl strigă. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a avut o inimă dispusă să primească rugăciunile celor ce l-au chemat. Și în felul acesta, pe pământ, există oameni care înalță și binecuvintează numele Lui.
A Lui să fie slava în toți vecii. Amin. Dacă altcineva își dorește o cântare pe care vrea să o asculte sau să o cânte, 251. Bine, Viorica, haideți să căutăm cântarea 251. Îi rog pe cei care sunt în spate să vină, sunt locuri aici și aici, destule, nu vă înghesiți acolo ca și cum n-ați avea unde să stați. Lăudăm pe Domnul cu imnul 251, O suflete, stai liniștit. Amin, amin. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Amin. Iubiții mei, frați și surori, dragi musafiri, dimineața aceasta o închinăm Domnului în acest ton al laudelor pe care vrem să îi le aducem. Dimineața aceasta o închinăm Domnului în acest ton prin care vrem în cântare și cuvânt și rugăciune să facem cunoscute isprăvile Lui între noi și apoi prin noi și altora. Dimineața aceasta o închinăm pentru ca fiecare cântare a noastră să fie în cinstea Lui. Și dimineața aceasta o închinăm pentru ca prin cântările noastre și cuvintele noastre și rugile noastre să ne fălim, să fim mândri de numele Lui. A Lui să fie slava acum și în toți vecii. Amin. Amin. Cu ce cântare facem toate cele pe care le-am spus? 91. Haideți să căutăm cântarea 91. 121 sau 91 cu? Și 91 și 121. Bine. Deci vom cânta cântarea 91 și apoi 121. Al meu ești, Iisuse, și cât te iubesc.
Iisuse, și cât te Amin, amin. Este fantastic de frumos cântecul acesta și este fantastic de frumos mesajul lui. Există aici o expresie care pe mine întotdeauna mă răscolește și mă dă cumva peste cap. Suflare împrumută-mi. Adică cumva viața care există în mine și viața care există în tine este un împrumut pe care în mod sistematic ni-l dă Dumnezeu. Am un prieten, e păstor și el, mi-a fost student, mă rog, și locuiește undeva într-o parte a țării astea, nu contează unde, nu pot să dau foarte multe detalii, că nu e necesar. Și un frate din zona respectivă, care este un constructor și imobiliar, mă rog, sau se ocupă cu imobiliare, i-a pus întrebarea: bine măi, păstorașule, dar tu nu-ți cumperi și tu un apartament din cele pe care le făcea omul ăsta? Și cumpăr, dar cum să-mi cumpăr? Păi ce e în rate? Pe 15 sau pe 20, pe cât vrei tu. În rate, dar cât e rata? Păi cât e? Se fixează și cât e.
Mă rog, și când a văzut ăsta cât e rata, a zis, nu pot, eu n-am cum să plătesc rata. Zice, nu asta este problema. Problema este ca tu să-ți iei un apartament în rate. Și ratele ți le plătesc eu. Și ăsta așa a buimăcit, păi de ce să-l iau în rate dacă mi le plătești tu? Dacă mi le plătești tu, plătește-mi-l tot deodată, se gândea în capul lui. Dar, mă rog, până la urmă, sub imperiul insistenței, a făcut toate formele, a luat apartamentul în rate. Dar e ciudat, și pentru mine când am aflat de ciudat. În fiecare lună se duce la fratele ăsta și fratele îi dă banii pentru o rată. Și el după, cu banii luați, se duce și își plătește rata. Trece luna, iar se duce după următoarea rată. Nu-i dă rata pe două luni sau pe un an. Măcar să nu mai tot trupuri. Nu, în fiecare lună se duce și își ia împrumutul. Acum, nu știu dacă fratele care i-a dat apartamentul să trăiască până termină apartamentul de plătit, nu știu, dar lunar se duce și își împrumută rata cu care își plătește apartamentul. De ce v-am spus lucrul ăsta? Așa găsesc aici că azi dimineață, nu știu voi, am luat împrumut suflare de viață pentru încă o zi. Și de seară când mă culc, mai iau împrumut o rată pentru încă o noapte. Voi n-ați făcut la fel. Și în ziua în care nu ne mai dă dimineața sau seara Dumnezeu împrumut încă o rată de suflare de viață, ce se întâmplă cu noi? Cum zice românul? Serus vilag. S-a terminat, nu? Nu? Da, deci, vedeți, drăgălășenia lui Dumnezeu. În fiecare seară ne împrumută o rată de suflare pentru o noapte și în fiecare dimineață ne împrumută o suflare de viață pentru încă o zi. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Și s-a poruncit să lăudăm pe Domnul cu imnul 121, da? Bine, haideți să cântăm imnul 121. L-am văzut pe Iisus.
Amin. Amin. Înainte de a mai cânta, aș dori să ne oprim cu gândurile noastre la una din cele mai semnificative seri pe care Sfinții Apostoli le-au petrecut cu Iisus Hristos. Și aș dori să citesc câteva cuvinte scrise despre seara aceea. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, tu nu-mi speli mie picioarele. Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Amin. Aș dori să întreb dacă există în mijlocul nostru membrii ai Bisericii Adventiste din alte biserici decât cea din Nasna, care sunt botezați și care doresc să ia cina împreună cu noi, să se ridice în picioare. Da, mulțumim frumos pentru dorința de a fi împreună cu noi. Personal îi cunosc pe toți, da? Cei dintre ai casei care sunt de acord ca dânsii să se împărtășească împreună cu noi, să-și exprime această dorință prin ridicare de mână. Mulțumesc! Dacă este cineva împotrivă, nu este nimeni. Încă o dată, fiți bineveniți în mijlocul nostru. Dacă cineva dintre cei care s-au ridicat în picioare au probleme în biserica de unde vin, sfatul meu este să nu se împărtășească, dar rămâne la aprecierea cugetului vostru. În cele ce urmează, am dorit să chemăm numele Domnului peste ceea ce urmează să se întâmple. În acest spirit, fără grabă,
vom îngenunchea cu toți și vom lua aminte la o rugăciune. Bunule Tată care locuiești cerurile, această adunare de sărbătoare se închină pe genunchi înaintea Ta cu laudă și bucurie pentru că vieții fiecăruia dintre noi ai adăugat această zi frumoasă de vară și de sâmbătă. Îți mulțumim că, pe lângă aceasta, ne faci bucuria să participăm la sărbătoarea iertării noastre. În sângele Domnului Iisus Hristos și potrivit cu dragostea Ta și cu părtășia Sfântului Duh, te rugăm pentru încă o dată să ierți acest popor de păcatele lui. Și fă, Doamne, ca tot ceea ce urmează să se întâmple să aibă pecetea Tu ești Dumnezeul nostru. Așadar, la actul umilinței, când fiecare dintre cei ce se împărtășesc vor recapitula iubirea și umilința Domnului Hristos, ajută-ne, Doamne, ca și unii și alții să avem o inimă încărcată de smerenie, o inimă încărcată de iertare, o inimă încărcată de iubire și, Doamne, actul acesta al spălării picioarelor să valideze încă o dată că Te ascultăm și să valideze încă o dată că suntem ai Tăi. Primește ruga noastră. Pentru cei care încă așteaptă, Doamne, să fie ai Tăi, să dai har. Și în felul acesta, niciunul din cei prezenți și mulți alții prin noi cei prezenți să nu piară, ci prin Hristos să aibă viața veșnică. Îți mulțumesc că asculți și îți mulțumesc că rămâi cu noi. Să fii lăudat Tu, Tată, Domnul Iisus Hristos și Sfântul Tău Duh, acum și în toți vecii. Amin. Da, îndrăzniți, îndrăzniți. Dat fiind faptul că diaconia, atât frații diaconi cât și surorile diaconese, au pregătit toată atmosfera la demisol pentru spălarea picioarelor, vă rog frumos ca la atenționarea diaconilor de serviciu și a diaconeselor, cei care vă împărtășiți în liniște, fără grabă, să participați la această slujbă, timp în care noi vom mai cânta și apoi vom parcurge împreună studiul lecțiunii de astăzi. Reîntorcându-ne la Psalmul 105, haideți să mai vedem odată ce am citit. Spuneam adineauri despre închinarea noastră, și acum aș vrea să spun câteva cuvinte despre bucuria noastră. În bucuria noastră ar trebui să fie lăudat Dumnezeu și ar trebui să fie chemat numele Lui. În bucuria noastră ar trebui făcut cunoscut Dumnezeu pentru isprăvile Lui. În bucuria noastră ar trebui să fie cinstit numele Lui.
în bucuria noastră ar trebui să fie o fală pentru numele Dumnezeului nostru sfânt. Și astfel bucuria noastră să fie a celor care îl caută pe Domnul. Amin. Amin. Așadar, dragii mei, haideți să lăudăm pe Domnul cu o altă cântare și în bucuria laudei noastre să se vadă toate cele pe care le-am spus. Cu ce cântare lăudăm pe Domnul? 171. Cât? Și aceea o cântăm, Cristina te cheamă pe tine, da? Deci 171 mai întâi și apoi 570. 171, nu știam că și eu te-am răstignit. Nu știam că și eu te-am răstignit. Nu credeam că și eu te-aș fi lovit. O, Doamne, nu eu sunt vinovat. Spune-mi, Doamne, amin, amin. Sigur că această cântare are un drum sinuos de la neștiință până la recunoașterea gravității comportamentelor noastre din viață care au decis înainte de toți vecii
răstignirea lui Hristos. Fie ca drumul acesta pe care l-am cântat să-l fi și parcurs cei care suntem de față, în așa fel încât astăzi să putem spune că păcatele noastre au confirmat nevoia răstignirii lui Iisus Hristos, iar lucrul acesta ne aduce iertare. Dumnezeu să fie lodat pentru dragostea aceasta. Amin. Amin. S-a mai propus o cântare? 560. Aș dori ca, dacă cineva are câteva versete din psalmi sau vreo poezie sau vreun gând, după această cântare poate să ne spună sau să ne recite sau să ne citească, da? În așa fel încât să simțim cu toții bucuria sărbătorii întâlnirii cu Dumnezeu. 560. Știm un râu cu apă vie. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu. Amin, amin. Da, dragii mei, în cartea Apocalipsei. Da, cu drag vă aștept. Poftiți aici, sora. Nu vii până aici. Atunci stai să-ți dăm microfonul. Stai așa. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui,
ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre neamuri mântuirea ta. Te laudă popoarele Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, căci tu judeci neamurile cu părtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele, Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează și toate marginile pământului se tem de El. Amin, amin. Mulțumim, mulțumim, sora. Impresionant, impresionant. Mulțumim frumos. Matei, ne spui și tu o poezie? Călin? Amândoi. Haideți încoace. Hai că voi sunteți mai tine. Nu, ei pot să vină aici. Ei pot să vină aici. Lasă, să vină aici. Da. Mulțumesc. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia despre el și o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, ale căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui. Și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al celorlor și se sprăvește lucrarea al celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Amin. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia lui este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât aurul curat și mai dulci decât mierea, decât picurul din fagure. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Și atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele. Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Amin. Mulțumim frumos, sorei, și mulțumim frumos lui Alin și lui Călin pentru acest popas biblic, laudativ, din Cartea Psalmilor, carte unde aflăm cele mai multe lucruri despre Dumnezeu. Chintesența, să spun așa, a învățăturilor sau a dogmelor despre Dumnezeu este în Cartea Psalmilor. Bine, cu ce cântare lăudăm pe Domnul? 260. Da. Haideți să lăudăm pe Domnul cu imnul 260. Apoi ne pregătim toți pentru școala de sâmbătă, da? 260. Plăcută-i, Doamne, legea ta.
Amin. Amin. Dragii mei, obișnim la școala de sabat să citim vești misionare. Cu această ocazie aș vrea să amintim vești misionare. Sunt câteva săptămâni de când Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne-a făgăduit în Sfintele Scripturi, s-a întors cu rod. Și așa se face că patru oameni iubiți de Dumnezeu au încheiat legământ cu botez. Este vorba despre Marius, cred că a coborât de la spălarea picioarelor, este vorba despre soția lui Viorica, este vorba despre fratele Alexandru, la 80 și câți de ani are? La 86 de ani. Și este vorba despre Cristina, care și ea a coborât la picioarele, la spălarea picioarelor, da? Este una dintre cele mai frumoase vești misionare care s-au petrecut în ultima vreme în biserica noastră. Și anume că patru oameni iubiți de Dumnezeu s-au întors la El, au încheiat un legământ cu El pentru ca să își mântuiască viața și sufletele lor. Dumnezeu să fie lăudat pentru aceasta. Amin. Iustiniane, te rog frumos ca în hol frații care nu sunt la spălarea picioarelor să vină înăuntru. Și am precizat data trecută, s-a uitat probabil, să evităm să se mai iasă pe această ușă la spălarea picioarelor, că se deranjează. Toți să iasă pe ușa din spate. Mulțumesc frumos! În cele ce urmează va avea loc strângerea colectei școlii de sabat, după care vom participa la studiul care este pentru astăzi. Rog frumos diaconii să strângă darurile școlii de sabat.
Dragii mei, suntem la școala de sâmbătă și aș dori împreună să parcurgem studiul numărul 2 din trimestrul acesta. Aș vrea ca fiecare să aibă pregătită Biblia, pentru că îmi doresc să răspundă cât mai mulți la întrebări și diferit atunci când suntem pe grupe, acum o să auzim toți ceea ce zici. Așa că aș vrea să avem curaj și din nou să învățăm din Sfânta Scriptură. Rog frumos pe cei care nu sunt implicați la spălarea picioarelor să ocupe loc în sală și în felul acesta să se evite deranjul. Vă mulțumesc! Ce titlu are studiul de astăzi? Fiul. Așa, Ghiță, dacă tot ai răspuns, sau Gheorghiță, spune-mi ce înseamnă în mintea ta fiu. Mulțumesc. Deci Gheorghiță spune că prin fiu înțelege pe acea persoană care a coborât din ceruri pentru păcatele noastre și prin moartea Lui noi putem să avem viață veșnică. Foarte frumos acest răspuns. Dar din punct de vedere al limbajului nostru omenesc, ce înseamnă fiu? Viorel. Da, mulțumesc, Viorel. Viorel avea deja un răspuns care trebuia să-l zică și nu a mai contat ce am întrebat eu. Fiu egal Dumnezeu, punct. Da, corect. Mulțumesc, corect, Viorel. Dar din punctul de vedere al nostru, între oameni așa, când auzi cuvântul fiu, la ce te gândești? Da, sora? Copilul unor părinți. Așa, mulțumesc. Deci, sora spune, eu înțeleg prin fiu copilul unor părinți. Da? Dacă ar fi să ne gândim în sintagma folosită de sora, copilul unor părinți, Iisus Hristos, copilul căror părinți este? Ia să văd ce... Silvia. Iisus Hristos, copilul căror părinți este? Spune Silvia, pe pământ a avut pe Iosif și pe Maria. Dar de ce simți de voia să zici că a avut? Are pe Iosif și pe Maria. Deci, din punctul de vedere al sintagmei pe care l-a spus sora, Iisus Hristos are ca părinți pe Iosif și pe Maria. Da? Din punctul de vedere al aceleași sintagme, mai găsiți vreo origine în Scripturi a Fiului lui Dumnezeu? Hai să vedem. Cum? Giuri. Fiul cui mai e Iisus Hristos? Al lui Dumnezeu, da? Deci este interesant, al lui Dumnezeu, da? Și în același timp al umbririi Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, da? Da, Ghiță, parcă vrei să zici ceva. Deci deducem din sintagmele acestea pe care le-am spus că în aceste condiții Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este Fiul omului, da? Studiul de astăzi încearcă să ne pună la dispoziție câteva informații biblice despre această dublă origine a lui Iisus Hristos și despre misiunea Lui. Așadar, versetul care trebuia învățat pe de rost, îl avem scris în Marcu 10:45. Cine ne-l spune? Matei, ai o scriptură la tine? Da, deschide-o la Marcu 10:45 și zine textul de memorizat. Amin, mulțumesc. Aproape bine. Mulțumesc. Deci, acesta este versetul pe care se bazează întreg studiul nostru. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci a venit ca El să slujească
și să-și dea viața pentru mulți. Aș vrea să aud de la voi două, trei, patru, mă rog, situații în care l-ați văzut pe Iisus Hristos din Scripturi slujind. Ați înțeles ce am întrebat, da? Să-mi spuneți o situație sau două, dar numai câte una, ca să vorbim mai mulți, despre cum sau în ce loc a slujit Iisus Hristos. Ia să vedem. Frate Mitache, ți-aduce aminte vreun caz când Domnul Iisus Hristos a slujit? Și dacă ți-aduce aminte, zi-mi-l. El slujește în fiecare zi. Fratele Mitache spune, eu îl văd pe Iisus Hristos slujind în fiecare zi în viața mea. Mulțumesc. Viorel. În camera de sus a slujit spălând picioarele apostolilor. Bun, alt. Da, Matei. Când a dat de mâncare la noroade, a slujit noroadele. Altcineva, dacă își aduce una aminte, un alt caz când Iisus Hristos a slujit. Când a vindecat bolnav. Bine, frate Victor, da, sora. Când a potolit furtuna, a slujit. Altă situație în care Iisus Hristos slujește. La nunta din Cana, corect, în momentul în care a ajutat ca nunta să se desfășoare corect până la capăt. Mulțumesc. Mai are cineva un gând când l-a sesizat pe Iisus Hristos slujind? Poftiți, sora. La moartea lui Lazar. A slujit la durerea surorilor lui, aducându-l pe Lazar la viață. Da, mulțumesc. De... Când a propovăduit cuvântul în fiecare zi, această propovăduire era o slujire pe care o aducea oamenilor din vremea aceea. Mulțumesc frumos! Observăm, deci, dragii mei, că de la începutul Evangheliei până la sfârșitul ei, îl întâlnim pe Iisus Hristos slujind, da? Iar El, când vorbește despre El în textul de memorizat, spune căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci a venit să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Mulțumesc! Haideți să trecem la prima parte a studiului nostru, în care discutăm puțin despre originea umană a lui Iisus Hristos. În ceea ce privește originea umană, deși s-a anticipat, aș vrea să fim un pic acum mai concreți, în ceea ce privește originea umană a lui Iisus Hristos, aș vrea încă o dată să aud care sunt părinții lui. Iosif și Maria, da? Unii, de ce avem rezerve să spunem Iosif? Cum? Spune Vasile că are rezerve să-i spună lui Iosif, tatăl lui Iisus, pentru că nu i-a fost tată. Nu i-a fost tată? I-a fost sau nu i-a fost? Ați văzut? Ați văzut ce complicat este, da? Emi încearcă să rezolve tensiunea și spune biologic nu i-a fost, dar ca și educator i-a fost. Aș vrea să vă pun o întrebare. Noi suntem fiii lui Dumnezeu sau nu suntem? Suntem? Iar încurcat asta de biologie ce ne învăța la școală, am învățat și prostitul. Da. Da. De ce se întâmplă? Care este termenul care arată că ești tată, chiar dacă biologii, mă enervează chestia asta, nu ești tată. Care este termenul care arată că ești tată? Înfiere. Până astăzi se păstrează asta, dragii mei. Dacă cineva înfiază un copil și se fac toate formele juridice pentru înfiere, omul acesta este tatăl copilului biologic. Pentru că dacă el mai are un copil, dacă el, de exemplu, a înfiat un băiat, și el are o fetiță, băiatul lui care nu e al lui, cum ziceți voi, biologic, nu se poate căsători cu fiica lui, pentru că sunt ocotiți frați biologic. Deci până astăzi s-a păstrat lucrul ăsta.
Deci tatăl și mama Domnului Iisus Hristos ca om este cine? Iosif și Maria. După întrebarea întâi spune așa, citește Matei 24 cu 30, 25 cu 31, 26 cu 64, mă rog, și alte pasaje așa. Din pasajele acestea și multe altele, ce expresie domină despre Iisus Hristos? Să vedem cine n-a răspuns. Costele, știi? Fiul al omului. Mulțumim. Da, mulțumim. Acum, ce să zicem, e puțin mult să spunem că atunci când el spune că e fiul omului, face referire la cartea lui Daniel. Ceea ce sesizăm noi când citim este că împăratul din vremea aceea folosește această expresie sub Imperiul Duhului Sfânt, o expresie foarte ciudată atunci, că nu se știa atunci nimic despre Iisus Hristos, nu se știa nimic despre lucrurile astea, nu? Și când erau tineri aceia în cuptor și împăratul s-a uitat, zice, n-am aruncat trei. Ba da, păi și de ce sunt patru? Și unul dintre ei arată ca fiul al omului. Când explică profetul Ellen White scena aceasta din Daniel, ne spune că în cuptor cu ceilalți trei tineri, cine era? Domnul Iisus Hristos. Dar acum vă pun o întrebare. Domnul Iisus Hristos era în cuptorul cu foc înainte de întrupare sau după întrupare? Înainte. Păi și atunci de ce împăratul vedea ca pe un fiu al omului că el încă nu ajunsese să fie și om? Bine, mă, Viorele, chiar ai zis bine. Pentru că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui. Mulți dintre noi ne delimităm din cauza păcatului, crezând că noi arătăm ca demonii și Dumnezeu arată altfel. Unii zic că e ca o bășică, da, n-are nicio formă și nimic. Dar nu, noi suntem creați după asemănarea Lui și într-un anumit fel purtăm imaginea Lui. Mulțumesc! Având în vedere întrebarea a doua, în care discutăm tot despre Fiul lui Dumnezeu, da? Înainte de asta, scuzați-mă, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Încercați să vă aduceți din Scriptură aminte câteva precizări cu privire la precizările despre Iisus Hristos în care se vede că e om. Ați înțeles ce am întrebat? Cum? A plâns. Cum? A mâncat. Altul. I-a fost sete. Așa. A suferit. Așa. I-a fost somn. S-a mâniat. Cum? A lucrat. Da. Mulțumesc. Cum să zic? E foarte simpatică sistematizarea acestor atribute omenești care se pun în dreptul lui Iisus Hristos pentru ca să se arate că El este uman. Dar vreau să vă spun că și Dumnezeu Tatăl plânge. Și vreau să vă spun că și Dumnezeu Tatăl se mânie. Adică ce se întâmplă? Dacă suntem atenți cu aceste caracteristici care sunt puse în dreptul lui Iisus Hristos și declarate de El, da, acestea sunt caracteristici care pot să existe și la nivelul naturii sale dumnezeiești. Însă ceea ce arată, ceea ce se evidențiază în momentul în care Iisus Hristos trăia printre noi, este că El se comporta omenește. Da? Și lucrurile acestuia adăugându-i se mi-e sete, sunt obosit, mi-e foame și așa mai departe, arată într-un mod complet natura lui umană. Da? Haideți să vedem câteva gânduri despre natura lui
dumnezeiască, da? Fiul lui Dumnezeu. Din perspectiva naturii lui divine, cine sunt părinții lui? Este Dumnezeu Tatăl, mereu îl declară ca fiind Fiul lui, da? Iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu umbrește pe Maria și îi dă această, nu această, îi acreditează trecerea din eternitate în timp naturii lui dumnezeiești. Un lucru foarte ciudat. Prea multe nu putem să explicăm aici, că vorbim prostii. Însă versetul cel mai puternic din Evanghelie legat de acest lucru este declarația lui Iisus însăși, care spune așa: eu am un tip de putere prin care pot să-mi dau viața și prin care pot să-mi o iau înapoi. Lucru care nu poate fi caracteristic niciunei ființe create. Să iasă din viață, adică să nu mai existe, și să intre din nou în viață. Da? Este ceva care depășește sistemul nostru de a gândi și de a înțelege. Dar, pe baza textelor de la întrebarea a doua, care sunt gândurile care, din Sfintele Evanghelii, câteva, care ne arată că Iisus Hristos este la fel de dumnezeiesc și de divin cum e Tatăl? Hai să vedem. Grigore, ai vreo idee de acolo, din Ioan, din Matei? La întrebarea a doua suntem. Eu și Tatăl una suntem. Spune Malvina, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, nu? E interesant, noi întotdeauna acolo avem senzația că este o metaforă sau nu știu, dar declarația lui Hristos este foarte categorică și în același timp induce cumva o intrigă. Cum zici, Filipe, să-ți arăt pe Tatăl? Păi dacă m-ai văzut pe mine, l-ai văzut pe El. Adică între noi nu există niciun fel de diferență. Dar fiți un pic atenți, că vă pun o întrebare, să văd dacă aveți curajul să răspundeți. Când a zis Hristos lui Filip, cine m-a văzut pe mine, se referea la caracterul lui sau la trupul lui? Sora zice că la caracter. Nu, sora, să știi că nu la caracter, că la El. Și dacă mai văzi pe mine, așa cum mă vezi, l-ai văzut pe Tata. Da. Sigur, este un mare scandal aici la toți cei care vor ca Dumnezeu să fie ceva care nu-i nimic. Dar în Cartea Profeți și Patriarhi și Profeți există două citate foarte categorice pe lângă cele din Biblie, care ne spun că atunci când se vorbește despre mâinile lui Dumnezeu, despre fața lui Dumnezeu, nu este un antropomorfism, cum spun majoritatea teologilor, nu. Ci spune acolo, Dumnezeu ne-a creat să-i semănăm la caracter și la forma fizică. Exact așa scrie. Acum, dacă putem crede, e bun, și dacă nu putem crede, iar e bun. Sau e rău, da. Mai are cineva vreo idee din Evanghelii care arată că Iisus Hristos este una cu Dumnezeu și că este Dumnezeu? Aceștia trei una sunt. Mulțumim, sora! Vreun alt verset, dacă mai aveți în minte. El nu face decât ceea ce îl vede pe Tatăl făcând. Altă idee. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Corect. Mai are cineva vreo idee care ne spune că Iisus Hristos este Dumnezeu? Tatăl este mai mare decât mine. Interesant. În declarația aceasta, Iisus mai e egal cu Tatăl? E îndoielnic, nu? Nu? Dar dacă vă gândiți bine, găsiți vreo declarație în Sfânta Scriptură în care Tatăl să nu poată să facă nimic fără Fiul? Ia să vă mai gândiți la asta. Și după ce găsiți versetul, atunci cum o să ziceți? Că Fiul e mai mare și Tatăl e mai mic. Da, da, da. E o problematică în fața căreia, corect din punctul meu de vedere, sau corectă din punctul meu de vedere, este de cele mai multe ori tăcerea. Dumnezeu ne-a spus cum este El,
Iisus Hristos ne-a spus cum este El și noi credem. E un mare lucru să crezi. Dacă la problema naturii umane a lui Iisus Hristos și a naturii divine a lui Iisus Hristos are cineva vreun gând să ne spună, poate să o facă. Nu este nimeni. Da, Gheorghiță. Gheorghiță pune o întrebare, nu răspunde. Deci Gheorghiță pune o întrebare, zice, la nivelul naturii umane, Iisus Hristos a putut să păcătuiască? Aici există o mare răzmeliță, dacă pot să o numesc așa, între cei care studiază Scriptura. În ce constă această contradicție sau, mă rog, aș vrea ca să vă spun câteva gânduri despre asta. În primul rând, se pune în discuție problema întrupării. Și unii spun așa, că Iisus Hristos a avut trup exact cum a avut Adam și Eva înainte de căderea în păcat. Această ipoteză este preluată din teologia protestantă și se bazează și pe un aliniat din Hristos, Lumina Lumii, în care profetul Ellen White spune că în Iisus Hristos nu exista nicio tendință spre păcat. A doua opinie la care eu subscriu, da? Nu trebuie nimeni să gândească ca mine, se bazează pe textul Sfintelor Scripturi și pe declarații mult mai ample și mai explicite pe care le face profetul Ellen White. Iisus Hristos a luat un trup după 4.000 de ani de decădere morală și păcătoasă, așa spune profetul. Și dă și o explicație, zice așa, dacă Adam și Eva au avut sprijin în Eden ca să nu păcătuiască, Iisus Hristos n-a avut niciun sprijin. Adică El a fost sfânt vis-a-vis de cerințele lui Dumnezeu, cerând putere de la Tatăl în trupul unuia ca mine sau al unuia ca tine. Da? Deci natura lui dumnezeiască nu l-a avantajat în niciun fel cu privire la a rezista sau nu păcatului. Ba mai mult, dacă ne uităm la anumite expresii sau explicații, spune că tot cerul era cumva stresat ca Iisus Hristos nu cumva pe cruce să renunțe la jertfă. Păi dacă pe cruce ar fi putut să renunțe la jertfă, ăsta nu era păcat. Era cea mai grosolană atitudine prin care mântuirea tuturor oamenilor era aruncată în aer și pentru totdeauna. Deci cam acesta este ceea ce pot să vă spun eu în câteva cuvinte despre acest subiect. Nu știu dacă te-am mulțumit, Gheorghiță, dar... Da? Nu, ăsta îl credem noi doi. Poate că alții cred altul. Da. Bine. Mulțumim, da, da. Mulțumim. Ceea ce spune sora Gabriela este, din punctul meu de vedere, foarte corect, da? Adică a avea germenele de a păcătui este una și a alege să păcătuiești este alta. Și Iisus Hristos putea să păcătuiască, dar în El nu avea această plecare spre păcat. Da, este corect. Da, da e corect, da. Sigur că da.
Întreabă Costel, dacă Domnul Iisus Hristos a avut o viață sfântă din punctul de vedere al cerințelor legii lui Dumnezeu, noi cei de astăzi putem? Categoric da. Sau dacă vreți să răspund un pic mai biblic, poate El în noi, în cei care vrem. Sigur că dacă nu-ți convine, El nu te silește. O singură diferență. Viața mea poate fi sfântă prin Iisus Hristos, dar nu poate să mântuiască pe altul. Da, corect. Spune Eremie, zice, chiar dacă viața mea este sfântă prin Hristos, ca viața lui Iisus Hristos, viața mea nu poate mântui pe altcineva. Dar prin viața mea se pot mântui mulți. Da. Sigur că da. Bine. Haideți să trecem mai departe, da? Cum și-a descoperit Iisus Hristos natura sa divină, da? După Luca 5 cu 17 și până la 26, avem acolo descrierea ologului, dar și în alte părți, dacă aveți vreo idee și puteți să ne spuneți cum și-a descoperit Iisus Hristos natura divină a Lui. Da, vă rog. Prin faptul că ierta. Da? Iertarea, ce înseamnă iertare? Cum? Deci a ierta, spune Costel, înseamnă că omul acela care e iertat, instantaneu este și sfânt. Interesant răspunsul lui, ca să nu zic că este chiar corect. Deci, când eu iert pe cineva, eu mă descongestionez de o datorie pe care mi-o cere Dumnezeu. Dar când Dumnezeu iartă pe cineva, cel iertat implicit este sfânt și mântuit. Da. Cum? Da, dar la cea care a zis du-te și nu mai păcătui, n-a spus-o că o iartă. Viorele, las-o cum e scris. La olog i-o spus, păcatele sunt iertate. Dar ei i-o spus, nu te condamnă nimeni? Nu, nu, Doamne, nici eu nu te condamn. Du-te și nu mai păcătui. Păi ce greu e să... Lăsați-mă cum e scris, mă. Mai vreți voi să fie ceva acolo? Lăsați-i cum e scris. Da, așa. Sigur că, probabil, mă gândesc eu că Viorel vrea să introducă o chestie și n-are tupeu și se folosește de subterfugii, da? Că, dacă bine înțeleg eu și el îmi poate confirma sau infirma, el vrea să sugereze faptul că dacă te-a iertat Dumnezeu, tu poți să mai păcătuiești. Asta vrei să spui, Viorele. Adică dacă azi mă iartă Dumnezeu și sunt sfânt, de azi încolo eu mai pot păcătui. Nu asta ai vrut să zici? Nu, atunci ești aproape bine. Da, bun. Hai să, ați vrut să ziceți ceva, sora Gabriela, vă rog. Cu da și cu nu. Cu da și cu nu. Mulțumim. Mulțumim. Deci ceea ce spune sora Gabriela nu cred că este incorrect. În mintea mea aș corecta un singur cuvânt. Adică când te iartă Dumnezeu, poate să fie un credit că nu mai păcătuiești. A,
că se întâmplă să mai păcătuiești, e o altă problemă. Dar și problema aceasta nu e pentru toți. Pot să existe oameni care odată iertați să nu mai păcătuiască. Și sora Gabriela, poate că sunt. Adică, dacă... Nu, noi n-avem sfinți pe păreți, avem sfinți în viață, sora Gabriela. Ăia de pe păreți. Păi, nu, vă pare rău, este o altă problemă. Adică eu nu știu... Nu, numai un moment, Remi, imediat, te rog. Nu. Sora Gabriela, înțelegeți-mă ce zic, nu să credeți, da? Deci dacă în viața mea lui Iacob Coman s-a repetat exercițiul ăsta că Dumnezeu m-a iertat și eu am mai păcătuit și m-am ridicat iarăși și voi fi mântuit, nu știu, da? Dacă lucrul ăsta este în viața lui Coman, asta nu e o lege că va fi și în viața lui Emanuel. Poate el a fost iertat și nu va mai păcătui niciodată. Adică n-am înțeles de ce trebuie să am o alergie dacă cineva poate să nu mai păcătuiască. Nu, eu sunt mândru dacă există cineva. Noi, păi scrie, noi Sfânta Cină o luăm pentru ca să pomenim venirea Domnului Hristos. Da? Care în ea și... Păi, exact ce am spus eu, asta este. Da, dar Remi. Dacă discutăm de natura lui Iisus Hristos, aș menționa câteva lucruri. Iertarea... Mai tare. Dacă discutăm de natura lui Iisus Hristos, câteva lucruri. Iertarea. El poate să ierte și fără iertare nu este mântuire. Aș spune ceva. Oamenii se încumetă și iau iertarea ca un drept al lor. Și zice, am dreptul să te iert sau să nu te iert. Ne încumetăm. Pentru că Iisus Hristos ne-a iertat. Și iertarea este de o natură divină. Fiecare dintre noi avem obligația să iertăm. Fie că își cere iertare, fie că nu își cere iertare. Noi condiționăm. O altă natură, un alt lucru, este recreerea. Cum a spus, păcatele sunt vindecate, ziceți, spun, ia-ți patul și umblă. Adică Iisus Hristos și-a demonstrat divinătatea că El poate recrea, El poate vindeca. Un alt lucru prin care și-a dovedit divinătatea a primit închinare. Spune, numai lui Dumnezeu să-i te închini. Un alt lucru prin care și-a dovedit divinătatea, înainte de a fi voi, am fost eu. Și aș dori ca, înțelegând aceste lucruri, nu prin neștiința noastră sau nestudierea noastră, să ne luăm niște atribute care nu sunt ale noastre, ale oamenilor. Mulțumim frumos! Da, Costel? Nu, mai spune o dată. Da, mulțumesc. Da. Da, eu, ceea ce n-am înțeles eu este de ce ne este frică de numele pe care vrea să ne-l dea Dumnezeu. Asta nu înțeleg. Dacă Dumnezeu vrea să o numească pe Gabriela Sfântă, de ce îi e frică de lucrul ăsta? El ne numește Sfinți. Adică nu trebuie să asociem deloc ideea aceasta cu idei compromise. Dumnezeu vrea în sângele lui Iisus Hristos să ne numească Sfinți. E o bucurie asta. Da, Viorel. A, Dumnezeu să te ierte, na, eu ce să zic. Da. Da. La întrebarea care ai pus-o. Dumnezeu ne-a numit Sfinți prin Iisus Hristos nu pentru că am păcătuit sau nu mai păcătuim. El este un atribut al Lui. Și noi trebuie să-L acceptăm cu plăcere. Să-L acceptăm cu plăcere și să-I facem cinste. Sigur că da. Se poate, da. Bine. Bine. Da, e clar. Nu există nicio îndoială. Bun. Haideți să mergem mai departe, da? Deci am văzut originea umană a Domnului Iisus Hristos, am văzut originea divină a Domnului Iisus Hristos,
am văzut trăsăturile care confirmă natura umană a Domnului Iisus Hristos, am văzut trăsăturile care confirmă natura divină a Domnului Iisus Hristos și în cele ce urmează aș dori să discutăm puțin despre misiunea Domnului Iisus Hristos. Adică ce misiune a avut El? Hai să vedem cine n-a mai răspuns până acum. Mariana, unde? Nu te văd. Mariana, al Dușan. Ia zi, nu scăta studiu, că știi pe de rost altceva. După cele care ți le aduce aminte, ce misiune a avut Iisus Hristos? Cum? Așa? El ne dă o misiune care El însuși o avea. Da? El a venit și a făcut ucenici, da? Și ne-a dat nouă misiunea să mergem mai departe și să facem ucenici. Mulțumesc! Altcineva, dacă poate să spună ceva despre misiunea Domnului Iisus Hristos. Eu sunt păstorul cel bun. Deci misiunea lui Iisus Hristos era să păstorească oamenii. Sigur, așa, cuvântul este foarte romantic sau arhaic, sau mă rog, așa, să păstorească oamenii, dar dacă vreunul dintre voi vrea să vadă ce înseamnă să păstorești, să se angajeze o vară la îngrijit vitele sau o vară la îngrijit oile. Și atunci vezi. Da. Adică Iisus Hristos nu vorbește așa numai ca să afle în treabă. Să vezi ce înseamnă să stai cu oile, să dormi cu ele, să te trezești cu ele, să le mulci, să vezi ce înseamnă să le tunzi, să vezi ce înseamnă să șchiopăteze, să vezi ce înseamnă să o iau una la fugă, să fugă toate, să vezi dacă poți să nu înjuri. Da, așa este, dragii mei, deci, care n-ați fost, așa ați văzut în poze, așa, și totul este idilic. Însă situația este puțin altfel. Iar una din misiunea Domnului Iisus Hristos, declară El, a fost să păstorească oamenii de pe pământ. Da. Așa. Altă idee, dacă aveți, despre misiunea Domnului Hristos. Să-L descopere caracterul lui Dumnezeu. Să-L descopere caracterul lui Dumnezeu. Da, am venit să-L fac cunoscut pe Tatăl tuturor oamenilor. Mulțumesc. Matei, parcă ai ridicat mâna. Mulțumesc! Deci Iisus Hristos, o altă latură a misiunii Lui a fost să ne arate că se poate. Și să ne arate că se poate, da. Cum? Să ne împace cu Dumnezeu, corect. Deci să arate că se poate, nu? Și cum? Să moară pentru noi, corect, nu? Te duci câteodată și vezi pe unul că face, am văzut eu în Coreea, pare mi se, unul care făcea șnuri din zahăr. Poate că ați văzut și voi. Băi, nu știu cum făcea cu zahărul și făcea jnuri și pe urmă fune și îl făcea așa, dar fire exact cum e un scul din ăla de lână pe care îl depeni, așa făcea din zahăr. Și mă uitam așa cum zice românul, ca curca în crăci. Bă, ce e aia, cum faci? Dar dacă te ia ăla ucenic lângă el, îți arată că și tu poți să faci. Deci Iisus Hristos a venit pe pământ ca să ne arate că se poate, se poate. Adică nu trebuie să punem în fața noastră descurajarea. Nu! Cât se poate? Dacă Iisus Hristos a zis că pot, voi putea. Când? Este o altă problemă. Și cum? Iarăși este o altă problemă. Ce zice Sfântul Apostol Pavel? Pot totul în Iisus Hristos care mă întărește. Amin. Da. Mai are cineva vreun gând despre misiunea Domnului Iisus Hristos? Să resping atacurile lui Satana. Asta a fost misiunea lui și este și misiunea noastră, nu? Zice, împotriviți-vă lui Satana tare în credință și el va fugi de la voi. Da, frate Victor? Să facă voia Tatălui. Să facă voia Tatălui, corect. Era misiunea lui, da, Cornelia? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. A avut misiunea în contextul acestor cuvinte să-L arate pe Tatăl între oameni. Da. Bine, cred că ne oprim aici, cam acesta a fost studiul nostru despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Rămânem cu aceste trei paradigme, să spunem așa. Iisus Hristos era Fiul omului, da? Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Iisus Hristos a avut o misiune deosebită pentru oamenii de pe pământ, în vederea
demonstrării dragostei lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru asta și numele Lui să fie lăudat întotdeauna.